Iată că a venit și momentul mult așteptat în care eu mi-am făcut bagajul, am eliberat cabina, am predat secundului mecanic tot ceea ce ținea de poziția de unul mecanic, documente, rapoarte, cabină curată. S-a încheiat încă un capitol din viața mea în care eu trebuie să părăsesc nava asta și să merg acasă la familie. A venit și stewardul, s-a ocupat să-i facă schimbul lenjeriei. Băi, am curățat-o foarte, foarte bine. Nu am lăsat-o așa cum am primit-o, adică foarte murdară. Asta este. Ok, sunt gata de plecare acasă, am biletele de avion. Ne vedem în aeroport. Asta este. 4 luni și 12 zile petrecute la bordul navei. Vedem ce ne va rezerva viitorul. Bagajul este și el gata. Mi-am luat rămas bun de la colegiul cu care am petrecut mai bine de 4 luni. Toți și-au exprimat regretul că părăsesc nava. Eu sunt un fel de sufletul petrecerii, dar asta este. Ne vedem altă dată. Micul meu bagaj, ce mă ajută să petrec ușurință 4 luni de zile la bordul navei. Acolo este și bagajul colegului meu, filipinez. Mergem către hotel, urmând ca mai apoi să mergem la aeroport. Am zis că am scăpat de vapoare și iată că tot n-am scăpat. Traversăm de la zona portoară către uscat. Suntem în Suedia, îi dăm către Göteborg, urmând ca mai apoi să mergem la hotel acolo, iar mâine să zburăm către casă. Mă gândeam și eu că nu mai văd vapoare, dar iată că tot aici am nimerit. Maică, mă pregăteam să mă duc să pregătesc motorul principal pentru navigație. Am ajuns și la hotelul de lângă aeroport, de unde urmează să plecăm mâine către casă. Eu în România, iar colegul meu în Filipine. Da, este destul de frig la Göteborg. Nu știu, cred că sunt 10-12 grade. Eu sunt în tricou și în pantaloni scurți. Arată destul de ok hotelul nostru. Asta este și bagajul meu, asta este taxiul cu care am venit de la Brofjorden. BV Premier Collection by West, Best Western Hotel. Clasat cu 4 stele. Ok, hai să vedem ce ne așteaptă înăuntru. Da, la recepție și la lobby arată foarte bine hotelul. Sperăm să avem o seară liniștită și să ne putem odihni și pregăti pentru zborul de mâine către casă. Cea mai interesantă parte de la camera de hotel unde am fost cazat este faptul că ușa se deschide către în afară. E incredibil. Ușa de la hotel, de la cameră, se deschide către afară și are vizor. Este prima oară când văd așa ceva. Ok, nu este cel mai scump hotel în care am fost cazat, asta e clar. Este ok, este curat, este destul de minimalist. Tipic modelului scandinav, da? Arată bine, arată bine. Camera de hotel arată bine, nu este extraordinar de mare. Este dotată cu minimul necesar cât să te poți odihni peste noapte. Este ok. Patul, ok, arată bine și el. Asta este gentuța mea luată din Africa de Sud acum vreo 5-6 ani. Bagajul meu, hai să vedem și baia. Oh, baia este enormă. Enormă și foarte curată, foarte, foarte curată. Arată foarte bine. E ok. Mâine probabil undeva în jurul orelor 16 o să părăsesc camera de hotel, urmând să traversez strada și să merg la aeroport. Aeroport care este foarte, foarte aproape. Se poate vedea. De cât o să traversez strada, o să merg prin parc pe aici și o să ajung foarte repede la hotel. Da, am ajuns și la restaurant, am comandat și ceva de început, un antreu. Avem aici niște caviar cu herring, specific Suediei, bineînțeles, cu niște pâinică și cam asta deocamdată, să vedem ce va veni și la felul principal. Iată că a venit și felul principal, avem niște vită gătită la foc mic, așa scrie în meniu. Nu ne rămâne decât să încercăm să vedem care este gustul acesteia. Oricum arată minunat, mai ales că este făcută în sos de vin. Arată nemaipomenit de bine. Ce să mai, după o zi extenuantă în care am călătorit aproximativ 2 ore și jumătate, am avut azi noapte manevră și alte cele,
Merită să avem și noi un pic de relaxare, parte de un pic de relaxare și odihnă înainte de a zbura spre casă. Să avem poftă. Cea mai tare experiență ever pe care am putut să o trăiesc, am comandat niște trufe de ciocolată, ceva în genul, și am primit, după cum puteți vedea, bucățele astea mici, două de ciocolată. Asta este o bucată de ciocolată afumată, din câte am înțeles de la ospătărița de aici, de la restaurantul hotelului, de unde suntem cazați înainte de a pleca acasă. Și asta este o altă ciocolată, dar nu știu exact, nu am înțeles ce fel de ciocolată este. Și acum rămâne să dăm cu banul eu și colegul meu filipinez să vedem cine va servi ciocolata, pentru că este extrem, extrem de mică. Da. Da, într-un final nu am mai dat cu banul. Eu am luat bucățica de ciocolată afumată. Colegul meu a luat-o pe cealaltă galbenă. Foarte tare. Trebuie să recunosc că n-am mai mâncat niciodată ciocolată afumată. Dar este foarte bună. În altă ordine de idei, prețul pentru o bucățică mică, o pralină din aia de ciocolată a fost 6 euro. Hai că nu e chiar așa mult. Bună dimineața! Deja am petrecut noaptea la hotel. Ieri am debarcat de la vapor, astăzi aștept să merg acasă. Sunt la micul dejun, îmi fac un latte macchiato. Mi-am ales deja ceea ce o să mănânc în dimineața asta, ceva foarte ușor, pentru că niciodată când plec la drum nu mănânc foarte mult. Ceva ușor. O cafeluță, un suculeț și ne pregătim de mersul la casă. Așa arată și zona de restaurant. Și asta este și micul meu dejun. Niște brânzică camembert, un fraiș de portocale, niște hamon, niște somon și niște cașcaval. Nimic interesant, dar suficient pentru mine. Mai am mai puțin de 3 ore până decolez către România. Între timp am venit și la restaurant să îmi comand ceva de mâncare, să fiu pregătit pentru zborul către țară. O să am o escală în Amsterdam și voi ajunge în țară după miezul nopții. În total 5 ore de cum am pus piciorul în avion. Între timp am comandat un platouaș mic cu o mâncare specific suedeză. Mi-a recomandat-o ospătarul și sper să mă bucur. Sunt niște creveți și cu ceva pe acolo pe sub salata asta, niște sosuri și un cidru de pere. Să sperăm că este alegerea corectă. Foarte aproape aici, la Göteborg, este și aeroportul. Probabil că auziți undeva acolo, în depărtare, și un avion care se pregătește să decoleze. Ce să mai, după ce servesc și eu masa, o să merg să fac repede un duș și plec către aeroport. Iată, mă ajung și în aeroport din Göteborg, pregătit de îmbarcare. Mai sunt 2 ore până la plecarea avionului către Amsterdam, iar mai apoi către București, cel de acolo de la 18 și 20. O să merg să-mi las și eu bagajul, să fac check-in-ul, să mă asigur că totul este în regulă, iar apoi o să merg în zona de duty free, să petrec câteva zeci de minute acolo, urmând ca mai apoi să mă îmbarc către Olanda și de la Amsterdam către București. Să ajung într-un final acasă, după 4 luni și 10 zile petrecute pe mare, departe de familie, departe de cei dragi. Ok, oameni buni, mi-am obținut și boarding pass-ul. Tipul de acolo a fost foarte, foarte drăguț și a închis ochii referitor la faptul că eu am avut mai mult de 20 de kilograme cât ar trebui de fapt. Ok, maximum 23, am avut 26. Astea sunt biletele mele cu care sper să ajung sănătos acasă. Asta este bagajul meu de mână pe care o să-l iau cu mine în avion. Bineînțeles, nu o să-l bag niciodată la cală, având acolo toate chestiile necesare, harduri, laptop și altele și altele și altele, cât și documentele. Ok, hai să mergem totuși spre casă. Asta este avionul cu care urmează să zbor de la Göteborg către Amsterdam. Eu îl numesc autobuz zburător. De ce? Pentru că este foarte, foarte mic. Bine, trebuie să recunosc că nu este nici cel mai mic cu care am zburat. Cel mai mic cu care am zburat a fost unul din București către Belgrad. A fost îngrozitor zborul. Era un zgomot în avion mai mare decât în sala motoarelor de la vapor, incredibil.
Haideți să vă arăt și suvenirurile pe care eu le adun din toată lumea, pe unde merg sau trec. Adun astfel de magneți. Frigiderul este plin, dacă vreți, vi-l pot arăta la un moment dat cu ce magneți am pe acolo și de prin ce țări. Cam asta este Amsterdam, următoarea oprire și apoi București. Atunci când se aliniază astrele, chiar este un lucru super. Cred că e prima oră de când zbor și prind un loc în zona destinată debarcării de urgență. Practic, din punctul meu de vedere, sunt locurile cele mai bune de la clasa economy, bineînțeles, clasa economică. Ai foarte mult spațiu de manevră, te poți întinde cu ușurință comparativ cu celelalte locuri unde abia stai, ca într-o conservă. În altă ordine de idei, am întrebat și stafful din aeronavă referitor la combustibilul pe care îl poate transporta aeronava și curând un ofițer o să obțin această informație de la comandantul aeronavei și îmi va transmite. O să vă spun și vouă despre ce este vorba. Ok, oameni buni, iată că am intrat și în posesia datelor oficiale provenite de la comandantul aeronavei. Pentru zborul de la Gutenburg la Amsterdam vor fi folosiți 2100 de litri de combustibil, în cazul ăsta kerosen, iar în total capacitatea aeronavei de ambarcare a combustibilului este de 14.000 de litri, imens. 14 tone pentru un așa avion este de dreptul incredibil. E adevărat, domnișoara stewardeză mi-a dat și un catalog foarte interesant în care poți găsi o groază de informații utile referitor la toate aeronavele și capacitatea acestora de zbor, numărul de pasageri total ce pot fi ambarcați la bordul aeronavei și multe, multe alte informații referitor la dimensiuni și alte cele. Foarte tare! Super! Haideți să mergem la Amsterdam! Doar ce am debarcat din avionul de Göteborg și mă grăbesc extrem de tare către celălalt avion de București. Mi-a fost un pic greu pentru că nu am reușit să-l identific deloc pe lista cu zboruri care sunt acum în apropierea orei 21, așa că m-am dus la un centru de informații și m-au pus la curent cu ceea ce se petrece, de ce nu era afișat și acum trebuie să-i dau foarte tare către E8. Noroc că sunt într-o formă fizică bună și o să mă descurc cu siguranță să ajung la timp acolo. Haide să vedem! Trebuie să ajung la E8. Ok, tot în față. Tot în față și la dreapta. Să sperăm că nu am foarte mult de mers. Oricum, o oră între zboruri este destul de puțin într-un aeroport așa de mare precum Amsterdam. Și în cazul ăsta trebuie să mărim ritmul și să merg mai repede. Colegul meu filipinez a plecat și el de dimineață la ora 4 către Filipine cu 3 escale. Asta este nasol. Ok. Vedem ce va mai fi. Mai este un pic și ajung și eu acasă într-un final. Ha ha ha. E8. 20 de minute mi-a luat să ajung aici. Destul de mult. Dar într-un final am păcălit-o. Super tare. Tot așa mititel este și avionul ăsta.
Ok. Se va începe îmbarcarea la 20:30. 20:45 se va închide poarta, iar la orele 21 vom pleca către București. Hai să vedem și avionul. Tot la fel de mic precum și cel de la Brofjorden din Suedia, pardon, de la Göteborg. Mic, e normal, nefiind foarte mulți pasageri. Asta este. 100 de metri mi-a venit și mie bagajul, este cel care urcă acum ultimul. Super, sunt foarte, foarte mulțumit. Foarte surprins în același timp, mă bucur că a venit seria asta ultima de bagaje. Mi s-a luat o piatră de pe inimă, sincer. Eram sceptic cu privire la primirea acestuia în București, dar acum e ok. Pot să răsuflu ușurat. L-am văzut încărcat în avion, în cala acestuia și e ok, e regulă. Super, mă duc și eu să mă îmbarc cât de repede în avion și să-i dau spre casă. Pentru că zbor destul de mult de-a lungul anului și pe distanțe destul de mari, am decis acum foarte mulți ani să-mi fac carduri de membru la diferite companii aeriene. Am și de la KLM, Star SkyTeam, am și de la Star Alliance, cei de la Lufthansa cu turcii și altele și altele. Acest lucru mi oferă anumite facilități pe care întotdeauna urmăresc să le fructific. În momentul de față, spre exemplu, m-am îmbarcat, de fapt voi îmbarca la bordul aeronavei printre primele persoane. Au fost cei de la clasa business, iar acum deținătorii de către carduri. Din câte văd, am numărul 5C. Asta înseamnă că sunt printre primele scaune din față, dar ținând cont că este un autobuz foarte, foarte mic. Autobuz. Este un avion extrem de mic, eu așa le zic, autobuze zburătoare. O să am un loc normal, nici de cum la clasa business. La avioanele mari, 5C este cu siguranță clasa business sau first class. După 45 de minute de întârziere, ne-am pus și noi într-un final la mișcare. 45 de minute de întârziere în Schiphol, în Amsterdam. Să sperăm totuși că vom ajunge cât de cât la timp, cu cât mai mică întârziere, eu știu, acolo un 15 minute, pentru că sunt oameni care își pierd zborurile de conexiune, trenuri, microbuze, autobuze, asta este, vedem ce va fi. Într-un final am ajuns și pe pista de decolare, dar din păcate avem 50 de minute întârziere. Nu știu când va mai fi capabil pilotul să recupereze această întârziere foarte mare din punctul meu de vedere. Ok, 10, 15, 20 de minute poate să recupereze, dar 50 este enorm de mult. Haideți că avem și un apus de soare foarte frumos acolo. Foarte, foarte frumos. Și decolare. Bonus. Apusul de soare este bonus. Decolare de pe aeroportul din Amsterdam, Schiphol. Mergem acasă după 4 luni și 10 zile de voiaj. Se vede acolo soarele nori. Ușor probabil că va vira către dreapta și nu se va mai vedea. Deja gata, nu se mai vede. Mare zgomotul în cabină. Da, exact cum anticipam, deja virează către dreapta. Am ajuns și la București într-un final. Mă grăbesc să ajung repede să-mi iau și bagajul. Sper să ajungă și el destul de repede, pentru că am mașina care mă așteaptă afară. Și nu pot sta foarte, foarte mult, nu pot întârzia foarte mult. Din păcate, zborul a fost cu bucluc, pentru că am avut o întârziere de 50 de minute. Și a reușit să
să recupereze maximum 30. Dar nici măcar 30. Asta este. Hai să vedem dacă mi-au venit bagajele. Bagajul, de fapt. Da, după o așteptare de 25 de minute, într-un final am reușit și eu să-mi recuperez bagajul. Din păcate sunt extrem de nervos pentru că șoferul care trebuia să mă aștepte a plecat. Bine, n-are nicio vină omul că cei de la KLM au avut 50 de minute întârziere la plecarea din Schiphol, din Amsterdam. Asta este, o să încerc să găsesc o altă modalitate de transport către casă sau următoarea mașină care este la aproximativ 3 ore distanță de acum. Mă descurc eu cumva, oricum este specific românesc ceea ce se întâmplă. O harababură totală și bagaje de la 2-3 zboruri amestecate în același timp. E fantastic ceea ce se întâmplă în țara noastră. Asta este. Bine am venit în România!